Lider de sindicat Moviță nu a luat parte la București la Congresul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. Sindicaliștii și-au stabilit obiectivele pentru perioada următoare, dar au în continuare și nemulțumiri, printre ele numărându-se blocarea dialogului social, acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor, document care nu a mai fost negociat și semnat din anul 2010, subfinanțarea activității polițienești și practica de a îngădui și chiar de a sprijini activitatea unor sindicate care nu reprezintă activitatea legală în interiorul MEAI. Liderii SNPPC vor ameliora condițiilor de muncă pentru poliții și revizuirea grilei de salarizare pentru agenți. În acest timp, polițiștii din Moviteni primesc vizite din partea reprezentanților MEAI. La sediul Inspectoratului Județean de Poliție din Moviteni a avut loc o întâlnire de lucru la care au participat domnul chestor principal de poliție, Lucian Guran, adjunct al șefului Departamentului de Ordine și Siguranță Publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, conducerea IPJ din Moviteni, a poliției și liderii principalelor sindicate din poliție. În cadrul acestei întâlniri au fost analizate principalele obiective ale poliției din Moviteni pe anul 2011, cu prioritate combaterea evaziunii fiscale, infracțiuni din domeniul crimei organizate. De asemenea, reprezentantul MEAI a analizat modalitatea de aplicare a noului concept de ordine publică în mediul rural. Cu această ocazie s-au clarificat mai multe aspecte privind reorganizarea poliției, polițiștii aducând în atenție mai multe probleme cu care se confruntă, în vederea identificării de soluții pentru rezolvarea acestora.